21 de eurodeputați se arată îngrijorați de situația din justiția Republicii Moldova după vizita fostei judecătoare Victoria Sanduța, pe care a avut-o aceasta la Consiliul Europei de la Strasburg. Sanduța anunță că cei 21 de oficiali au transmis în adresa autorităților de la Chișinău o scrisoare în susținerea independenței judecătorilor și au făcut un apel către președinție, parlament, guvern, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii, șeful Oficiului Europei la Chișinău și ambasadorul UE în țara noastră, de a respecta standardele Uniunii Europene și valorile statului de drept. Ne exprimăm profundă îngrijorare față de abordarea intimidată a Consiliului Superior al Magistraturii din Moldova, care s-a dovedit a fi puternic influențat și politizat în timpul unei ședințe menite să decidă dacă judecătoarea Sanduță ar trebui să își exercite funcția pe viață, în conformitate cu Constituția. Am aflat de asemenea că demiterea judecătoarei Sanduța s-a bazat pe un decret prezidențial, emis în baza unor proceduri retroactiv aplicate din Constituția Republicii Moldova, care nu mai există, deoarece aceste prevederi au fost amendate în 2021, iar noua formulare nu permit președintelui să demită un judecător din funcția după o perioadă de probă de 5 ani. Un astfel de precedent compromite principiul inamovibilității judecătorilor și trimite un semnal periculos sistemului judiciar, subminând grav o componentă atât de importantă a statului de drept, și anume independența justiției. Fosta judecătoare Victoria Sanduța a declarat că a plecat la Strasburg pentru a informa eurodeputații despre situația îngrijorătoare cu privire la capturarea sistemului judecătoresc de către instituțiile politice, prin intermediul așa zisei reforme de evaluare a judecătorilor. Am scris un apel către Consiliul Europei și către Comisia de la Veneția din partea Asociației Judecătorilor Vocea Justiției cu privire la atragerea atenției asupra acestor situații alarmante în legătură cu intimidarea judecătorilor, în legătură cu demiterea arbitrară a judecătorilor și cu atentarea la independența justiției. Ceea ce s-a întâmplat prin decretul Maia Sandu a fost o imixtiune directă în puterea judecătorească, neavând asemenea împuternicire potrivit noii Constituții. Și deci este un decret emis cu depășirea vădită a atribuțiilor. Este un abuz de putere, dacă vreți, care urmează să fie sesizat la procuratură și investigat de către organele de urmărire penală, pentru că toate autoritățile în țara asta trebuie să înțeleagă că nu există nimeni mai presus decât legea. Și asta înseamnă, de fapt, stat de drept. Stat de drept, acesta a fost mesajul care a fost transmis către organismele internaționale. Noi am expediat la mai multe organisme și așteptăm răspunsuri și de la alte instituții europene. Amintim că magistrata Victoria Sanduța a fost respinsă de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, urmând a fi propusă președintelui țării Maia Sandu pentru eliberarea din funcția de judecător. După aceasta, Sanduța a fost foarte critică în mediul public la adresa guvernării și a reformei sistemului de drept în țara noastră. În data de 11 septembrie, șefa statului a demis 6 judecători. Este vorba de Rodica Berdilo, Victoria Hadârca, Irina Păduraru, Eugen Popovici, Victoria Sanduța și Svetlana Tizu. Menționăm că, potrivit legii, președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către CSM pentru numirea în funcția de judecător și numai în cazul depistării unor circumstanțe care confirmă incompatibilitatea candidatului cu funcția respectivă, de încălcare de către acesta a legislației sau de încălcare a procedurilor legale de selectarea și promovarea lui.